Bună, prieteni! Noi am revenit, ediția 5, Culisele pentru My Business, și în scenă azi este Aimo Sport. Un client al nostru, recent, suntem în prima lună de colaborare și frumoasa mea mirare a fost să văd cât de fain cresc afacerile de Republica Moldova, pentru că Aimo Sport este un producător autohton de haine pentru sport și haine casual. Le puteți găsi la Grand Hall, Zorile, online, aimosport.md, și sarcina cu care a venit aimosport la noi este ca să ajutăm în stabilizarea strategiei de social media și externalizarea afacerii spre România. Respectiv, în câteva luni aimosport va fi în România cu un showroom, cu o strategie total diferită de cea din Moldova, pentru că și anumite poziții vor fi diferite și prețul e diferit. De ce noi ne-am gândit la următorul lucru? Cu siguranță, recomandarea mea este atunci când voi aveți o afacere în Moldova și vreți în altă țară, deseori recomandarea este să creați ecosisteme diferite. Adică altă pagină de Facebook, altă pagină de Instagram, probabil altă pagină de TikTok, nu știu dacă altă pagină de YouTube, dar probabil și asta. De ce? Contextul cultural, cum vorbim noi în limba română și cum vorbesc românii în limba română, e total diferit. Prețurile, medele roni, valoarea contextului, evenimentele sunt diferite. De ce? Foarte, foarte, foarte multe detalii din seria contextului cultural sunt diferite. În special dacă vreți să vă promovați undeva în Europa sau în alte țări, acolo total luați în considerație acest moment cultural, pentru că și imaginile cu care voi veți lucra tot contează în contextul social media. De aceea, primul lucru care noi l-am făcut, noi am creat și structurat ecosistemele. Al doilea lucru care am făcut este procesul de e-commerce. Aimo Sport pune un accent foarte mare pe platforma online, aimosport.md, și în contextul dat era absentă analitica, iar e-commerce-ul este must-have, să aveți minimum pixelul de bază și dorit, dacă faceți e-commerce, deja să lucrați cu analitica avansată, view shop, și să aveți posibilitatea să faceți remarketing dinamic sau să faceți un shop în Instagram ori în Facebook automatizat prin pixel. De aceea, la etapa actuală, noi am realizat strategia de comunicare, mood board-urile per fiecare canal. Urmează să finisăm și să instalăm analitica și crearea ecosistemelor pe România. După stabilizarea contentului, vom merge la etapa de performanță publicitare și strategia e-commerce. Cam atâtea noi am făcut în doar o luni de zile și urmează și următoarele luni să facem un pushing mai intens. Ne așteaptă campaniile de iarnă, colecția nouă, Aimo Sport, vă sunteți bravo, spor la muncă vouă, spor la muncă nouă. Iar cei care priviți, faceți marketing frumos, vindeți, cumpărați și aveți grijă de voi. Ne auzim mâine!